În ciuda limitărilor apărute în actul educațional, impuse de contextul epidemiologic, marile noastre universități de medicină și farmacie au continuat să depună eforturi pentru formarea profesioniștilor de care avem nevoie pentru a proteja sănătatea românilor pe termen lung. Mulți medici au depus eforturi supraomenești pentru a împăca în această perioadă, calitatea de Dascăl cu turele lungi de muncă în spitale. Tot impresionant este și modul în care cei care urmează să intre în această nobilă meserie au înțeles să urmeze valorile profesiei și să devină voluntari în spital pentru a suplimenta numărul de salvatori. Mobilizarea mediului universitar pentru a-și ajuta colegii din spitale, stă sub semnul solidarității și este un model demn de urmat pentru noi toți. Mă înclin cu recunoștință și profund respect în numele statului român în fața dumneavoastră. Ne-am simțit onorați, chiar copleșiți de primirea acestei distinții a fost un moment emoționant, am primit ordinul de merit sanitar în grad de cavaler. Universitatea noastră prin cadre didactice și acum studenți voluntari de anul 6 s-au implicat de la începutul pandemiei. Știți foarte bine că la început nu erau laboratoare de testare, Universitatea de Medicină punând la dispoziție trei aparate PCR real time de mare performanță, care de fapt au ținut uh, o perioadă regiunea. Ulterior au fost dotate și alte unități sanitare. Știți că ne-am implicat uh, la înființarea de laboratoare și instruirea personalului uh, la Lugoj, uh, la Arad, la Deva, la Hunedoara, Caraș Severin, deci în județele vecine. Chiar multe cadre didactice au fost delegate acolo și au lucrat efectiv până când personalul s-a familiarizat, plus munca cadrelor didactice care sunt implicate direct în secțiile COVID, fiindcă sunt secții clinice universitare, vă dați seama la boli infecțioase, pneumologie, ATI-urile, up -urile și alte secții suport care au intrat pe rând în această activitate. Suntem foarte mândri de studenții noștri de an mari, studenții anii 5 și 6, care sunt uh, implicați uh, direct atât uh, în Spitalul COVID, Spitalul de boli infecțioase, pe secțiile COVID și ATI, precum și în marile spitale, Spitalul Județean și respectiv uh, Spitalul Municipal, în munca de triere, în munca ATI, dar și ca suport uh, al Direcției Sanitare, în activitățile de raportare, unde noi am pus la, la dispoziție disciplina de biostatistică și informatică de unde să facă. Uh, Raportări la ora actuală. Sunt și alte uh, activități. Au fost repartizați studenți și în alte unități. Le mulțumim pentru că au înțeles să, să participe la efortul comun. Suntem mândri, suntem mândri de ei. Următoarea acțiune importantă în care se va implica Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Vabeș Timișoara va fi cea de vaccinare. Acțiune care se va derula pe tot parcursul anului viitor.